În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost știrea despre cei doi pietoni accidentați în Reghin miercuri 30 iulie, pe treceri de pietoni. Materialul despre zilele petrecute de reghineni la ștrandul municipal a fost al doilea în topul audienței. Știrea despre furtul dintr-o societate comercială cu sediul pe strada Iernuțeni s-a clasat a treia în topul preferințelor internauților. Știrea despre cei doi pietoni accidentați în Reghin miercuri 30 iulie a fost cea mai accesată postare în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dareghin TV. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află materialul despre zilele petrecute de reghineni la ștrandul municipal. Pe locul 3 în topul preferințelor utilizatorilor de Facebook se află știrea despre furtul dintr-o societate comercială cu sediul pe strada Iernuțeni. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV, cele mai populare site-uri cu știri din zonă.